invitația domnului Cosma de a face parte din juriul acestui concurs și am primit cu și mai mare bucurie invitația de a fi trainer în cadrul acestui atelier pe care îl facem cu cei care au rămas în urma concursului care s-a desfășurat ieri. Am văzut cântăreți cu o tehnică vocală impecabilă și am văzut actori care știu ce înseamnă să fii actor pe scenă și să fii actor într-un spectacol de musical. Ce cred că lipsește în momentul ăsta e întâlnirea din aceste două lumi și mi se pare o idee de foarte bun augur din partea conservatorului că n-au ales să meargă în concurs, să aleagă participanți numai dintr-o lume sau din cealaltă, ci au ales să îmbine astea două luni. Nu-i ușor să cânți bine și în același timp să știi ce cânți. Din proprie experiență spun că avem public care dorește să vadă, să asculte, să vină la spectacole de musical, avem regizori care își doresc să monteze musical și avem actori care își doresc să joace musical. Like before, I will fight the fight and win.